Bună ziua, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Un copil de 10 ani a murit, iar altul a ajuns în stare gravă la spital după ce au detonat o grenadă pe terenul de joacă. Tragedia s-a produs aseară în Criuleni. Iar o fetiță de 4 ani și-a pierdut viața după ce a căzut în gol de la etajul 6 al unui bloc de locuite din sectorul Râșcani al capitalei. Polițiștii, salvatorii și carabinierii din toată țara vor dona sânge în sprijinul victimelor accidentelor rutiere. Campania a început astăzi și va dura câteva zile. Tragedie în raionul Criuleni. Un copil a murit, iar altul a fost transportat în stare gravă la spital după ce unul dintre ei a detonat o grenadă pe un teren de joacă. Colega noastră, Loreta Lisnic, se află la fața locului și ne spune mai multe detalii. Loreta, bună ziua! Bună ziua, Patricia! Bună ziua tuturor! Tragedia a avut loc aseară, în jurul orei 20. Un băiat de 10 ani a murit pe loc după ce a detonat o grenadă, iar altul de 11 ani și o femeie au ajuns în stare gravă la spital. Totul s-a întâmplat pe acest teren de joacă din curtea blocului. Martorii spun că atunci afară erau mai mulți copii, în moment în care s-a auzit o bubuitură puternică. Buhnitura a fost atât de mare încât mai multe schije au găurit mașinile aflate în apropiere, iar un geam de la etajul 3 a fost spart. Procurorul care se ocupă de caz spune că deocamdată nu se cunoaște de unde a luat grenada. Se presupune însă că copilul a scăpat-o jos, iar în momentul în care a vrut să o ridice, aceasta a explodat. Înainte însă de a exploda, băiatul împreună cu amicul său au vrut să-i dea foc grenadei. Oamenii legii au făcut percheziții și la locuința băiatului, însă alte muniții nu au găsit. Tatăl copilului nu-și explică de unde a fost luată grenada, presupune însă că ar fi luat-o de la pubelele de gunoi, fapt însă negat de procurori care spun că grenada era într-o stare bună. Pe acest caz a fost deschis o cauză penală. Cu mai multe detalii revenim în următorul buletin de știri. Patricia? Loreta, îți mulțumesc! O fetiță de 4 ani a murit după ce a căzut de la etajul 6 al unui bloc de locuit din sectorul Râșcani al capitalei. Tragedia s-a produs aseară în jurul orei 21. Potrivit poliției, copila se juca împreună cu sora ei mai mică, iar la un moment dat a căzut peste geamul care era deschis. Mama micuței se afla în acel moment la bucătărie. La fața locului au fost chemați oamenii legii care au încercuit zona. Totodată a venit și o ambulanță care a transportat mama copilului la spital în stare de șoc. O lecție despre beneficiile alăptării la sân s-a dat astăzi în curtea spitalului numărul 1 din capitală, unde s-au adunat peste 100 de femei. Sunt unele mămici, cred că laptele lor nu este bun pentru copilul lor, fiindcă copilul plânge, este agitat, nu adaugă în kilograme. Aici sunt unele cerințe ca mămica să le îndeplinească și ulterior va avea o alăptare de succes. Evenimentul a fost organizat în cadrul Săptămânii Mondiale a Alăptării. Revenim la acest subiect în jurnal. Sânge pentru victimele accidentelor rutiere. Sute de polițiști, carabinieri și pompieri sunt așteptați în aceste zile la corturile de donare amenajate de Ministerul de Interne. Campania a început astăzi, iar startul a fost dat de șeful de la interne, Andrei Năstase, care, înconjurat de jurnaliști, a donat sânge. În curtea Ministerului de Interne au fost amenajate două centre de colectare a sângelui. La ora 10 dimineața, Andrei Năstase a venit să-și facă datoria civică, spune el. Mergeți. Unde mă duceți acolo? În dreapta sau în stânga? Suntem de dreapta. În spatele liderului PPDA a stat mai mereu fostul ministru al sănătății în cabinetul Filip, Svetlana Cebotari, care acum ocupă funcția de director al Centrului de Transfuzie a Sângelui. La centrul dumneavoastră, când nu era presă, era mai lejer, așa. E adevărat, domnul ministru. Știm ce înseamnă funcție publică. Înconjurat de presă, ministrul de interne ne-a spus că a făcut o tradiție din a dona sânge pentru că ar avea o grupă de sânge mai rar întâlnită. Da. Ce grupă de sânge aveți? E una specială, nu vă mai spun. E totuși dată cu caracter personal. Pozitivă sau negativă? Bună! Deși are dreptul la o zi liberă, Năstase susține că va pleca astăzi la muncă, iar punga cu produse o va împărți colegilor. Și halghița îmi place, dar crește șunca. Pe lângă dulciuri, în pungă se mai găsea suc, prune uscate sau tocăniță din dovlecei. De asta nu vă dau, că nu... Tușoncă! Dar nu-i tușoncă, e dovlecei.
Campania de donare a sângelui va dura mai multe zile în raioanele din întreaga țară. Scopul este de a ajuta victimele accidentelor rutiere. Sperăm că peste 450 de oameni vor veni să doneze sânge. Aici vorbim de polițiști, carabinieri, pompieri, salvatori. Cei veniți astăzi la sediul Ministerului de Interne ne-au spus că nu au frică de ac. Dimineața am băut un ceai cu un cașă. Sunteți în forță? Sigur, mereu. Eu socot că asta e foarte bine, să mai reînnoiești sângele în noi. Nu m-am pregătit deloc, am luat-o instantaneu. Doamna mă dă în căldură. În cele două corturi au fost instalate și aparate cu aer condiționat care să mai scadă din temperaturile caniculare. Acestea însă nu par a fi suficiente, deoarece încăperile sunt mici, donatori mulți, iar ușa cortului mai mereu este întredeschisă. Donatorii sunt îndemnați să bea multe lichide înainte și după transfuzie. Persoanele care donează sânge regulat au un risc mai scăzut de infarct și accident vascular cerebral, susțin medicii. Mai mult de atât, donarea de sânge crește imunitatea și rezistența la traumatisme. Noul procuror general interimar a fost prezentat ieri subalternilor săi. Acesta a venit împreună cu Igor Dodon, care l-a scăldat în laude. Dumitru Robu a spus că își dorește să spele imaginea procuraturii, dar a refuzat să răspundă la toate întrebările jurnaliștilor. Dacă, dar eu sunt fier convins că veți face față, suportul din partea noastră va fi. Vă mulțumesc și succes! Mulțumesc! Dați să dăm străduința ca să redobândim încrederea și sporim încrederea societății. Vă mulțumesc frumos! Și pentru că după discursul lui Igor Dodon aplauze nu au fost, președintele a reacționat. Dacă așa la procuror, bat din palmă, președinte nu bătut. Să nu-i credeți pe toți care vă aplaudă. Nu, asta e bine că ați aplaudat. Asta e foarte bine. Dar de obicei când deveniți начальником cu Moldovenii, acuși o să vină toți și o să încerce să vă laude, să... Atent cu lucrurile astea. Noul procuror general interimar a fost prezentat subalternilor săi timp de 10 minute, după care a urmat sesiunea de întrebări cu jurnaliștii, moment în care atenția lui Dodon a fost sustrasă de statuia zeiței justiției din holul procuraturii. Nu se înțeles corect, suntem la mare. Dumitru Robu a intrat în atenția publicului când a început să instrumenteze dosarul parcărilor cu plată din Chișinău, în care este vizat Dorin Chirtoacă. Se presupune că Robu ar fi dirijat de Partidul Democrat. Se vehicula că este afiliat politic și anume democraților. Cum comentați? Foarte mult se discută despre fiecare persoană care este afiliat politic, a fost sau nu afiliat politic. Pentru noi contează profesionalismul. Aceasta nu înseamnă că toți care au activat în diferite instituții în acea perioadă sunt persoane neprofesioniste, incompetente sau sunt implicate în careva fără de lege. Dodon l-a scăldat în laude pe Robu, spunând că îl consideră profesionist și integru și a asigurat că nu-l va influența în luarea deciziilor. În schimb, noul procuror general interimar a fost zgârcit în detalii. Dumnealui are foarte mult de... Poate reușește să vină în Parlament. Care sunt primii pași pe care îi veți face? Este prima tur acum. Veți ridica imunitatea lui Ilan Șor? Este prima tură, acum să vă răspund la întrebări. Cum comentați că ați pus pe rol dosare conduse de democrați? Dumitru Robu a fost votat de 78 de deputați în funcția de procuror general interimar. Candidatura lui a fost propusă de Comisia Juridică a Legislativului, după ce din lipsă de quorum, ședința Consiliului Superior al Procurorilor a fost amânată. Acesta se va afla în funcție până la organizarea unui concurs pentru fotoliul de procuror general, lucru care, potrivit lui Igor Dodon, se va întâmpla la începutul toamnei. Ruslan Flocea este noul director al CNA pentru următorii 5 ani. Acesta a fost ales ieri cu 72 de voturi. Câțiva deputați s-au abținut, printre ei și Octavian Țicu, care a spus că Flocea este un om afiliat socialiștilor. Jur să respect cu strictețe Constituția și legile Republicii Moldova. Cel care până acum a fost secretar general al președinției, Ruslan Flocea, a fost numit șef la Centrul Național Anticorupție. Astăzi, candidatura lui a fost susținută de majoritatea parlamentară. Cei care nu l-au votat și-au justificat poziția, vorbind despre faptul că Flocea ar fi apropiat președintelui. Nu este bine că un consilier al unui președinte sau prim-ministru sau... a președintelui Parlamentului să participe în asemenea concursuri și eu nu voi participa la acest vot. Chiar frica lui Igor Dodon este atât de mare
încât nu s-a putut organiza un concurs cinstit, onest. Deputatul Octavian Țâcu spune că ultimele numiri în funcție ar trebui puse la îndoială. De exemplu, cea a lui Dumitru Robu, care a fost ales ieri procuror general interimar, fără ca acesta să se prezinte în plen. Nu este necesară să facem aici show. Am votat ieri cu ochii închiși un procuror general interimar, care nu l-am văzut nici în Parlament măcar. Și dau dreptate deputaților democrați. Era o chestie de respect elementar care trebuia să fie. Înainte ca Flocea să își depună jurământul, el a răspuns la întrebările deputaților. Instituția Centrul Național Anticorupție are dreptul la un viitor și el își va reafirma rolul său de subiect principal în prevenirea și combaterea corupției în Republica Moldova. Noul director de la CNA a fost îndemnat să verifice conturile rudelor funcționarilor publici cu scopul de a preveni corupția. Noi avem o problemă în Republica Moldova cu funcționarii care fac declarații de venit și ne uităm când unii funcționari declară 50.000 de placomătrii, nunți, praznici și multe, multe alte lucruri. Da, eu cred că noi trebuie să, cumva, să sesiunea viitoare să o consacrăm, să vedem ce facem noi cu nunțele astea în Moldova. Și să interzicem la nuntaș să cadoneze, dacă, mai ales dacă e funcționar public, să dea numai câte un public sau altceva. Ruslan Flocea are 41 de ani, a absolvit Colegiul Republican de Poliție și a luat licența în științe juridice la Academia de Poliție din București, a făcut masteratul în administrația publică la Academia de Administrare Publică pe lângă președinție, iar în 2012 s-a ales și cu o diplomă de licență în științe economice. Din 2016 și până în prezent, acesta a fost secretar general al președintelui. Anterior însă a ocupat de două ori funcția de șef al unei direcții de la CNA. Alăptarea la sân devine tot mai populară printre femei, iar în ultimul an, numărul mamelor care își hrănesc copiii natural a crescut. Asta susțin medicii care au organizat astăzi o lecție despre beneficiile acestui proces. Evenimentul a avut loc la spitalul numărul 1 din capitală, unde s-au adunat peste 100 de femei. Margareta Durbală l-a adus pe lume pe feciorul său Vlad acum un an și trei luni. De la naștere și până în prezent, băiatul este alăptat la sân. Este foarte atașat de sân, în special dacă este mai obosit. Așa o avem cu noi. Nu este nevoie să purtăm mai multe caserole sau sticluțe. Am introdus toate alimentele în afară de lactate. Iar Olga a născut-o pe Rebecca acum 4 zile la maternitatea spitalului numărul 1. Din start a decis că își va alapta copilul la sân. Copilul are tot ce trebuie, știe, și calciu, și magneziu. Și simplu, oricum mai adăugăm și artificial pentru că nu se ține sătul și asta tot este o problemă. Cele care în curând vor deveni mamă pentru prima sau chiar a doua oară spun că la evenimentul de astăzi le-au fost combătute mai multe mituri despre alaptare. Cum trebuie să ne alimentăm noi, mamele? Cât mai des să ne alimentăm? Cât mai des și mai puțin, nu în exces. M-am alăptat la sân, suntem cezareană, dar într-adevăr au venit după 3 zile, după cum a spus doamna, laptele, dar am așa, ne-am chinuit, am optat pentru alăptarea la sân și am alăptat la sân. Organizatoarea campaniei Mami alăptează-mă, medicul obstetrician ginecolog Cristina Ipate a avut grijă să convingă femeile că alăptarea aduce doar beneficii pentru bebeluși. O alăptare de succes nu depinde de mărimea sânului. Marea majoritate a copiilor, dacă le se dă biberonul, ei refuză sânul din simplu motiv că biberonul este mai ușor de supt. Unele mămici cred că laptele lor nu este bun pentru copilul lor, fiindcă copilul plânge, este agitat, nu adaugă în kilograme. Aici sunt unele cerințe ca mămica să le îndeplinească și ulterior va avea o alăptare de succes. Așa că la câteva minute de la naștere, femeia este pregătită să alapteze nou-născutul, iar pruncul are deja acest instinct. Buzele desfăcute ca la peștișorile, noi le spunem așa, mai simplu ca ele să memoreze mai bine. Cu bărbița să fie apropiată de sânul mamei și atunci noi să vedem că copilașul într-adevăr suce. Noi le spunem și ziua și noaptea, atunci când copilașul dorește, atunci se plasează la sânul mamei. Medicii de la spitalul numărul 1 spun că aproape 98% dintre femeile care nasc acolo își alăptează pruncii, cel puțin la început. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, copiii trebuie alăptați cel puțin 6 luni, însă acest proces poate fi prelungit până la 2 ani.
Parlamentul a aprobat ieri în lectura a doua revenirea la sistemul proporțional de vot, prin care deputații sunt aleși pe liste de partid. Totodată s-a renunțat la certificatele de integritate și s-a decis că moldovenii din diasporă ar putea folosi și buletinele de identitate pentru a-și susține partidul preferat. Ca să intre în vigoare, proiectul trebuie votat și în lectură finală. Revenirea la sistemul proporțional de vot, agitația electorală să fie exclusă în ziua scrutinului, iar candidații să se poată înregistra în cursă fără certificatul de integritate. Modificările la codul electoral propuse de deputații din blocul Acum au fost votate în plen. 57 de voturi, proiectul a fost aprobat pentru lectura 2. Proiectul urmează să fie votat și în lectură finală pentru ca prevederile să intre în vigoare. În sesiunea extraordinară să revenim și să votăm această inițiativă, acest proiect. Democrații însă au venit cu o serie de amendamente. Fracțiunea PD nu este de acord ca diasporii să îi se permită să voteze cu pașapoartele expirate sau cu buletinele de identitate. Prin faptul că permiteți de a participa la votare, ce țin în psihotare, doar cu buletinul de identitate, fără un pașaport valabil, asta practic promovați aflarea ilegală a cetățenilor noștri pe, în afara țării. Cetățenii Republicii Moldova au putut să voteze cu pașapoarte cu termen de valabilitate expirat în alegerile parlamentare din 2005, 2009 ordinare, 2009 anticipate, 2010 anticipate. Amendamentele democraților nu au fost acceptate. În document se prevede și schimbarea pragului minim de reprezentare. Acesta ar urma să fie de 5% pentru un partid, 7% pentru un bloc electoral și 2% pentru un candidat independent. La votul mixt s-a ajuns în vara lui 2017, atunci când socialiștii și democrații au votat împreună pentru modificarea sistemului electoral, contrar recomandărilor Comisiei de la Veneția. Șeful punctului Vamal Cahul, Vasile Bacalu, a fost reținut ieri fiind învinuit că ar fi implicat într-o schemă de contrabandă cu țigări. Totul în urma unor percheziții efectuate de autoritățile române care au pornit o cauză penală. Potrivit responsabililor, cantități mari de tutun au fost scoase prin punctul de trecere Cahul și introduse în România, unde au fost vândute. Vasile Bacalu, care este soțul deputatei PD Elena Bacalu, a fost reținut de polițiștii de la Spia pentru 72 de ore. Audierile de ieri privind expulzarea profesorilor turci nu au adus niciun rezultat. După un interogatoriu cu ușile închise, președintele Comisiei Securitate Națională a ieșit în fața presei și a spus că nu a primit răspunsuri clare. La Parlament au fost chemate mai multe persoane, între care fostul șef de la SIS și directorul Biroului de Migrație și Azil. Audierile au avut loc cu ușile închise, iar ulterior președintele Comisiei Kiril Moțpan a ieșit la declarații. Am avut o audiere dificilă, vreau să recunosc din start. Am vrut să aflăm mai câteva răspunsuri. Cum a avut loc acest proces, în cadrul legal sau nu. Cine sunt acei care au dat ordine să fie îndepărtați cetățenii respectivi. Au fost audiate 4 persoane, printre care fostul șef de la SIS Vasile Botnar și directoarea Biroului de Migrație și Azil Olga Palelungi. Moțpan a spus că nu a primit răspunsuri clare de la aceștia. Nu am reușit să obținem toate răspunsurile la întrebările pe care le-am adresat. Așa cum v-am spus, discuția a fost una foarte dificilă. Ne-am dorit-o mai sinceră, mai constructivă, poate, din partea colegilor care i-a invitat la audier. De aceea am considerat să vă informăm împreună cu colegii din Comisia Securitate Națională că astăzi nu putem oferi niște concluzii. Kiril Moțpan susține că în cadrul audierilor nu a fost rostit numele vreunui politician care să fi fost implicat. Acesta nu a spus nimic nici despre Igor Dodon, care anterior a fost acuzat de PAS și PPDA, că profesorii turci ar fi fost expulzați cu acordul lui și că președintele ar fi primit în schimb de la liderul turc Recep Erdogan bani pentru reparația președinției. Dodon a negat informațiile. În luna iunie curent, CEDO a decis că Guvernul Republicii Moldova va trebui să achite câte 25.000 de euro pentru fiecare dintre cetățenii turci, pentru că li s-au încălcat drepturile. 2 dintre cei 7 învățători expulzați au fost condamnați la închisoare în Turcia.
Unul dintre ei s-a ales cu 9 ani, iar altul cu 6 ani și jumătate de pușcărie, deciziile fiind definitive. Cei 7 profesori turci au fost reținuți de ofițerii SIS pe 6 septembrie anul trecut. Ei au fost declarați indezirabili și expulzați din țară în aceeași zi. Atunci SIS anunța că cetățenii turci ar avea legătură cu o grupare islamistă. Familiile profesorilor au protestat mai multe săptămâni la rând, cerând întoarcerea lor. În jurnalul de la ora 13:30 de ieri s-a produs o eroare. La știrea în care s-a vorbit despre deputata Maria Albot din Partidul Șor, care și-a depus mandatul de parlamentar, a apărut o imagine cu Nata Albot. Precizăm că Nata Albot nu are nicio legătură cu subiectul dat. Cum ar fi să jucați o partidă de golf într-o catedrală? Localnicii unui orășel de lângă Londra o pot face după ce în Lăcaș a fost instalat un teren de mini-golf. About a year ago, there was a gathering of cathedrals in Manchester and the Archbishop of Canterbury gave us a challenge. Jocul este interzis când au loc slujbe religioase. Cine a venit cu inițiativa și care este scopul, vă spunem imediat. Individul care a mărturisit că le-a omorât pe cele două fete din Caracal a fost transferat ieri sub escortă la București. El își va petrece următoarele zile în spitalul unui penitenciar din capitala României, unde va fi supus unor expertize psihiatrice. Tot ieri au fost făcute publice imagini surprinse cu Gheorghe Dingă din ziua în care Alexandra ar fi fost ucisă. Din imaginile video surprinse de camerele de supraveghere din Caracal, bărbatul apare lângă o farmacie. Dincă se de jos dintr-o mașină, traversează o stradă și pare că ar căuta ceva pe jos, după care se întoarce la autoturism. În momentul în care a fost filmată aceste imagini, Alexandra era deja sechestrată. De altfel, două ore mai târziu, fata a sunat prima dată la 112 spunând că este legată cu sârma, sechestrată și că a fost violată. Câteva ore mai târziu, Gheorghe Dincă a fost filmat tot de o cameră de supraveghere cum coboară din mașina vecinului lângă automobilul său. Acesta își verifică autoturismul, după care merge în spatele unui autocar parcat alături și aruncă mai multe obiecte într-o grădină. Procurorii l-au interogat pe bărbatul care apare alături de Dincă. Nu se cunoaște însă deocamdată dacă acesta ar avea vreo legătură cu omorul fetelor. Tot azi, suspectul a fost transferat sub escortă la București, unde va fi supus unor expertize psihologice. Acesta este suspectat că ar mai fi omorât și alte minore. Dânsii știu. Suspiciuni există din partea domnilor anchetatori. Sigur că da, asta pot să vă confirm. Dar dânsii vor face cercetări. Gheorghe Dincă a mai fost întrebat de procuror și despre Alexandra Goghez, o minoră dispărută acum 4 ani. Am declarat la poliție. Atunci l-a început cu fi plecată și după 3 săptămâni mai sunam noi din când în când să întrebăm și poliția atunci nu ne-a mai răspuns. A zis că el pleacă în concediu. Gheorghe Dincă a recunoscut că a ucis-o pe Alexandra, dar și pe Luiza, o fată de 18 ani, care a dispărut fără urmă acum câteva luni. Ambele au ajuns în casa bărbatului de 66 de ani după ce a urcat în mașina lui luată la ocazie. 44 de oameni au fost răniți într-un parc acvatic din China după ce o instalație de făcut valuri s-a defectat. Un val uriaș i-a lovit pe toți cei aflați în piscină. Unii au fost aruncați peste marginea acesteia, alții au fost prinși sub apă. Potrivit presei locale, incidentul s-a produs la doar o zi după redeschiderea parcului acvatic în care s-au făcut lucrări de reparații. Locul a fost închis din nou, iar oamenii legii au deschis o anchetă care va stabili cum s-a întâmplat totul. O catedrală din orașul britanic Rochester a devenit nu doar loc de rugăciune, dar și de distracție. Pentru a aduce mai multă lume în Lăcaș, arhiepiscopii de acolo au venit cu inițiativa de a juca golf chiar în incinta catedralei. Iar din primele zile doritori au fost mulți. În centrul clădirii au fost instalate terenuri de mini-golf, unde pot juca toți doritorii. Proiectul are un rol educațional, dar și distractiv, susțin preoții. About a year ago, there was a gathering of cathedrals in Manchester, and the Archbishop of Canterbury gave us a challenge, which was, you've got to know how to have fun in cathedrals, and so partly that's what this is about. Terenul de golf va fi deschis toată luna august, cu excepția zilelor când vor avea loc slujbe religioase. Acesta are 9 găuri construite sub forma unor poduri istorice. Each of the 9 types of bridges either have a historical application and relevant locally or have inspired different
techniques or have been designed by different engineers throughout time, and we want local people to come, experience the golf course and learn a little bit more about civil engineering and bridges in general. Potrivit presei străine, inițiativa a provocat reacții negative din partea unor personalități religioase, care spun că terenul de golf profanează catedrala. Totodată, localnicii merg în număr mare acolo și par să nu fie deranjați, scriu jurnaliștii englezi. I've been to Rochester train station and all over Rochester, but not in the cathedral. Does this make you want to go to more cathedrals? În ultimul timp, tot mai multe lăcașe de cult își deschid ușile nu doar pentru slujbe religioase, dar și pentru diverse evenimente culturale. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amieziei se încheie aici. Eu vă aștept și la știrile de la ora 17. Pe curând!